Fostul președinte al Parlamentului de la Chișinău, Andrean Candu, cercetat pentru îmbogățire ilicită, a fost recunoscut în calitate de bănuit și audiat la CNA. Potrivit Procuraturii Anticorupție, care conduce urmărirea penală, perchezițiile au fost efectuate de ofițerii CNA și Procurorii Anticorupție într-o cauză penală pornită pe fapte de îmbogățire ilicită, săvârșite de o persoană cu funcție de demnitate publică. Acțiunile de urmărire penală au avut loc în dimineața zilei de 12 iulie, iar temei pentru inițierea procesului penal a servit sesizarea Autorității Naționale de Integritate, care a efectuat controlul averii și intereselor personale ale demnitarului. Urmărirea penală a constatat că în perioada ianuarie 2015-iulie 2016, persoana de demnitate publică ar fi obținut o cotă parte dintr-o societate cu răspundere limitată, autohtonă, precum și și-ar fi suplinit bugetul familiei cu mijloace financiare nejustificate în sumă de aproape 800.000 de lei. De asemenea, în perioada august 2016-martie 2020, demnitarul și-ar fi majorat averea cu mijloace financiare și bunuri imobile, utilizând în acest sens bani din surse nejustificate în sumă de aproximativ 4,5 milioane de lei, precizează Procuratura Anticorupție. Pentru fortificarea probatoriului, ofițerii și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul familiei fostului deputat și în alte trei imobile deținute în proprietate de către acesta.